Bine v-am regăsit la German for Free, după o săptămână de vacanță. Astăzi vom vorbi despre typisch Mann oder typisch Frau. Putem spune că o meserie este tipică pentru femei sau bărbați atunci când peste 70% din reprezentanți sunt de un anumit gen. Să vedem mai exact cum spunem acest lucru. Frauen arbeiten im Kindergarten oder im Blumenladen. Femeile lucrează în grădinițe sau în florării. Există meserii în care peste 90% sunt femei. Acestea sunt Erzieherinnen, educatoare, und medizinischen Fachangestellten. Männer sind Mechaniker oder Handwerker. Bărbații sunt mecanici sau meseriași. Typische Männerberufe sind zum Beispiel Maurer und Tischler. Meserii tipic bărbătești sunt, de exemplu, zidar sau tâmplar. Der Lieblingsberuf von Frauen in Deutschland ist Kauffrau. An zweiter Stelle steht bei Frauen Arzthelferin. Dann kommt Friseurin. Așadar, meseria preferată a femeilor din Germania este vânzătoare. Pe locul 2 stă asistenta medicală, iar apoi frizerița. Der Traumberuf von Männern ist Automechaniker. Viele junge Männer möchten auch Kaufmann werden. An dritter Stelle steht Elektriker. Așadar, meseria de vis a bărbaților este mecanic auto. Mulți tineri doresc să devină vânzători. Pe locul 3 avem meseria de electrician. Să vedem acum un alt grafic. După Ausbildung urmează Studium, iar apoi Beruf. Așadar, formare profesională, studiu și alegerea meseriei. După cum vedem, pe primul loc, atât la bărbați cât și la femei, se află Kaufmann și Kauffrau. Așadar, KFC Mechatroniker, Kaufmann im Einzelhandel, Industriemechaniker, Koch, Verkäufer. Iar la femei, Kauffrau im Einzelhandel, da, adică vânzătoare în supermarket, de exemplu, în magazine, Verkäuferin, Büro, Kauffrau, Medizinische Fachangestellte und Friseurin. Și putem să mai spunem, sie wird Verkäuferin, Friseurin oder Krankenschwester. Da? Ea devine sau ea va fi vânzătoare, frizeriță sau asistentă medicală. Er wird Ingenieur oder Informatiker. El va deveni inginer sau informatician. Das Geschlecht bestimmt den Beruf. Sexul determină meseria. În cele ce urmează, vă voi arăta încă două afișe, una folosită de compania Airbus pentru a stimula încadrarea femeilor în meserii tipic bărbătești. Mädchen machen mehr. Fetele fac mai mult. Du willst mehr, du kannst mehr, komm zu Airbus. Vrei mai mult, poți mai mult, vino la Airbus. Iar cel de-al doilea afiș se adresează bărbaților și îi motivează pe acestea să devină educatori. Sei alles, werde Erzieher. Fii totul, devino educator. Und was machst du so? Este meseria în care lucrezi tipică? Bis bald!